atacul lui Goga, care până la urmă este oprit. Același lucru îl spunea și Ștefan Grigorie, tot în Gazeta Sporturilor de astăzi. Nu suntem foarte omogeni la această oră, dar sunt sigur că putem forma o echipă puternică într-un timp scurt, era declarația lui Grigorie. Centrarea lui Ljubinković, gol! Vilianti! Minutul 27, Oțelul deschide scorul după o fază de contraatac școală. Vilianti rămâne întins pe gazon, nu părea să fie accidentat. A fost centrarea lui Ljubinković și tocmai vorbeam de acea siguranță din mijlocul apărării rapidiste. Iată că a fost acolo o mică autostradă pe care a venit fără nicio problemă Vilianti, singur el pe mijlocul porții, un gol lejer pentru el după această centrare foarte, foarte bună a lui Ljubinković. 1-0 pentru Galați și iată reușește să marcheze prima. Atunci lucrurile s-ar putea schimba. Deocamdată Oțelul este echipa mai insistentă. Ljubinković centrează cu piciorul drept, o minge pe care Paraschiv reușește să o preia. Gol! Gol marcat de Gabi Paraschiv. Minutul 8, se grăbesc gălățenii. Ce eroare a făcut acolo Geraldo. A avut prin planul, în primă fază, capitanul Petrolului. Paraschiv mai șiret reușește să ciupească acea minge, o piruetă de toată frumusețea urmată de un șut fără speranțe pentru Mircea Bornescu. Petrolul Oțelul 0-1 și iată-l pe Cosmin Contra cât este de nervos. Foarte, foarte frumoasă trece. Îi trimite lui Filip Sârghi, încearcă să se facă disponibil Ljubinković, o centrare pentru Pena, deviază Pena, gol! Gol! Hat-trick Pena! Minutul 63, ce execuție de atacant veritabil! Marius Pena marchează un gol superb! Superb această execuție din alunecare în prelungire! În colțul lung se duce mingea trimisă de Pena. Iată acest șut. Da, îl recunosc acum pe Marius Pena, jucătorul care a înscris câteva goluri extrem de importante în anul în care Oțelul a reușit să câștige titlul cu Tibia. Ljubinković. Ljubinković respinge Albuț, Vilianti și până la urmă Oros reușește să respingă. A reușit să respingă Iunes Amza, Bornescu n-a ieșit foarte bine, destule stângăcii, vine șutul puternic de la distanță, expediat de Zoran Ljubinković, mare lucru după ce a câștigat titlul. Foarte bine interceptează aici Ljubinković, Astafe așteaptă în dreapta, a făcut schimb de locuri cu Laurențiu Iorga.
Ljubinković pleacă acum pe contraatac. Ljubinković pentru Astafei. Încă reu Astafei. Gălățenii respinge Grecu. Nu foarte departe. Șutul pe lângă poartă. Ia aparținut lui Ljubinković de la ora 19. Finala Cupei Italiei, Lazio-Roma, în premieră se întâlnesc cele două echipe din capitală, în ultimul act al Cupei Italiei. Ljubinković urcă acum, frumoasă șerpuirea fundașului stânga, oțelul lui Romanț, Geraldo, Ljubinković preia foarte frumos în fața lui Bugema, Ljubinković pentru altă sprintul lui Victoraș. Absență extrem de importantă, cea lui Rui Pedro. Practic în acest moment lipsesc cei mai buni marcatori ai CFR-ului și într-o situație foarte dificilă ca aceasta, iată, ocazia în acest debut de partidă. Acțiune foarte bună în partea stângă. Centrarea lui, lui de la nivelul liniei de fund, Ljubinković, iată pressingul lui Buleică, trei goluri ale Buleică, Astafei primește în poziție Pedro, scoate în dreapta pentru Alin Buleică. Încearcă să se demarce Dedu, jucător care a evoluat pentru FC Brașov, Buleică, într-un duel cu Ljubinković. Foarte bine a intervenit fundașul stânga al moldovenilor. Costin cere Stromer în stânga, pasa vine pentru Ljubinković. Era lipit de tuș Stromer, centrează Ljubinković pentru Astafei. Vreo emoție lui Niculescu, Ljubinković. Din prima Stromer. Ljubinković, în concentrare, în careu, pe Borza, Sergiu Costin sprintează în stânga Ljubinković pentru a crea superioritate. Ljubinković cu capul pentru Iaca Stromae, de interesantă, acordă corner, totuși n-a ieșit conexiunea. Iorg. Ar fi trei puncte foarte mari însă pentru Gălățeni. Un minut suplimentar pentru această primă repriză. Încă un atac al oțelului. Ljubinković pentru Iorga. Găsit pe foarte bine la marginea care... Fază. Nigerianul Toni Paraschiv. Vancea pasează, apoi pleacă spre careul Universității Iorga. Întoarce bine, urmează... Și al Universității Cluj. Ljubinković, Giurgiu, Iaca Stromaer, calcă frumos mingea pentru Ljubinković, e fault. Spuneam care de unde alege, Cosmin Contra. Aici o eroare a lui Renan. Paraschiv, de multe ori primește cu spatele la poartă, dar știe să joace astfel. Gabi Paraschiv, Ljubinković, poziție de centrare, acum Iaca Stromaer, Stromaer...